Bine ați venit la acest stream unde cineva e îmbrăcat greșit. Nu știm exact. El e foarte subțire, eu sunt cu 3 straturi pe mine, dar ne simțim bine. Unul din noi are o problemă. Da, dar dacă ne încălzim aici și o facem frumos, îmi voi da cămașa jos. Asta e o promisiune. Și cu asta începem stream-ul în seara asta. Bună seara, noi suntem Ionuț, Bodonea și Șurubel. Da, de la 10 lucruri, Botizan. De la 10 lucruri suntem. A zis cineva asta? Da. Dacă sunteți de la 10... Wow! Da. Hei, salut! Bine ai venit aici pe stream. Ce facem noi în stream-ul ăsta este să aducem câte un subiect fiecare și celălalt nu știe de subiectul respectiv și îl pasăm, îl punem în față și îl punem să vorbească despre el. Și discutăm, comentăm, exact. Vrei să începi? Nu, că eu am TikTok-urile și nu le-ai desfăcut. Nu le-am desfăcut. Nu le-ai încep desfăcut, deci încep tu. Încep eu. Am spălat. Bună băieți, te scumpăr la Trinitas. Mulțumim. Salut, Romeo, bine ai venit. De când te așteptam, Dumnezeu să te binecuvânteze și dacă mergi la sală să te învețe îndreptările lui. Pentru că știm cu toții că Dumnezeu face sală, că de aia îi cântăm, învață-ne pe noi îndreptările tale. Era pregătit eu, nu-ți, și la vârsta cristică. Ești, cât mai ai? Mai ai 33 de ani? 33 am, da. În perioadă. Cât mai vârsta ai? Vârsta cristică. Mi-am spălat chiloții, asta voiam să spun pe începutul discuției. Bun. A, ești din ăla care îi spală doar chiloții? Adică nu îi amestești cu altfel prosoapele de haine? Cu prosoapele. A, bagi 60 acolo. Da, dar adică mi se pare normal. Nu. Eu le fac cu hainele. Și nu mă așteptam să fac chestia asta, nu-mi dau seama dacă e o chestie care vine cu vârsta, dar mi-am făcut un fel de ierarhie a chiloților mei. Da, toată lumea are o ierarhie. Nu? Da. Și mi-am dat seama că chiloții mei preferați în momentul ăsta al vieții și aș vrea să rămână chestia asta doar sunt să mă uit. Sunt aia fără gaură. Aș vrea să rămână chestia asta ca să mă uit peste ani și să-mi dau seama să fie ca o monografie a vieții mele. Nu, asta era pentru societate, nu? Monografia satului, nu știi că era când aveam bac. Da, la comentarii. Chiloții da. Mei preferați în această parte a vieții mele sunt ăștia mai largi, așa, boxeri cu... Fără găuri. Da, și nu, și cu buzunăraș din la față. Îți plac ea cu buzunăraș? Da. Avea un magazin, nume, dar nu mai știu cum se numește. Prăvălie, nu știu, ceva. Sunt briefs, nu, briefs sunt aia scurți. Un fel de, sunt un fel de pantaloni scurți. Ăștia sunt preferații mei în da? Momentul ăsta. Mie nu-mi plac, da. Sunt nepreferații mei, pentru că e prea multă libertate. E prea multă libertate jos acolo, mie trebuie să fie strâns, trebuie să fie o ordine, trebuie să n-ai loc să te să n-ai loc să faci nimic. Tu trebuie să stai acolo în propriul tău suc. 6 ore nu te miști. Nu te miști decât dacă merg eu la baie, în rest nu te miști. Dictatură în pantaloni, da, asta trebuie. Dictatură. Important e să fii rupt în cur. Nu să ai chiloții rupți. Așa o să taxez. Așa ar trebui să taxez în glumele. Păi dă-mi o, niște de-astea. Da, cum să nu? Asta zic. Simplu. De-aia am dat 2500 de lei pe ăsta. Uite, Porumbescovici e cu tine. Chiloții lălâi și cu buzunar sunt the shit. Da, și la somn, că eu la somn nu i-am pe ea. La somn îmi permit. Deci seara când ajung acasă, după ce a fost toată constrângerea și comunismul din... chiloții da. Mei. Liberalism direct. Se trece, da, la democrație. Deci da. Fiecare seară când ajung acasă e revoluția din 89. Îi dau pe chiloții jos, pac, și cum sunt fetele cu sutienul, așa și eu. Da. Dau chiloții jos, pac, îi dau la spălat și îmi pun din ea lălâi. Și încep cu elicopterele pe casă. O petrecere. E petrecere. Da, mobilitate și eu sunt pentru mobilitate. Da. Da? Știi ce nu înțeleg? De ce nu e nicio companie care vinde chiloți care să-și pună fix sloganul ăsta? Mobilitate. Gen... spațiu, tot ce ai nevoie, libertate. Băi, dacă s-ar... Adică e greu de inovat în domeniul chiloților, adică s-a cam făcut. Nu cred că e greu de inovat. Băi, când, spune-mi tu, dacă în parcursul vieții noastre ai prins vreo revoluție în industria chiloților, s-a întâmplat ceva, buzunarul era de mult. De la... Nu, așa în materie de reclame, doar nu când reclame. A apărut aia cu... Nu aia cu Justin Bieber, cu Justin Bieber, la ce da, te gândești. Aia a fost. Dar așa gen ceva care să fie apărut. Da, ca o gen și o inovație, gen cum a fost iPhone-ul, care a fost primul telefon, mă rog, mai popular, all display. Așa, în cazul chiloților, n-a mai fost o revoluție foarte mare de mult timp. Adică de când au apărut ăștia lălâi, da. Așa, cam s-a oprit dezvoltarea industriei chiloților. Corect. Și cred că acum, mă gândesc, singura inovație care ar mai putea fi adusă ar fi chiloții care cumva împiedică lipirea testiculilor de picioare.
Da. Să fie ceva acolo, nu știu, un ventilator, un ceva, o fâșie, o foaie de calc, ceva foarte subțire care să fie între tine și nu. Testicule, să nu se mai lipească de picior. Dar nu există chestia asta, nu există chiloții termici? Adică să poți să ai rece și cald și să setezi temperatura. Iată, smart? Iată, altă inovație. Dar n-ar trebui să setezi cald. N-ar trebui să setezi cald. Cum? Păi iarna? Nu. Testiculele, așa că ai fost atent la biologie, dar e singura lecție că l-am fost atent la organul reproducător. Ce fac? Ele de-aia sunt în exteriorul corpului. Pentru că producția de spermatozoizi trebuie făcută la o temperatură un pic mai mică decât a corpului. Dacă tu ai 34 sau cât avem noi în mod normal, nu mai știu, 3, cât e? 34, 35? 36,5. 36,5. You heard it here first. Yes, da, ați aflat doar aici informațiile care contează. Da, ca să funcționeze corect testiculele și să se producă spermatozoizi, trebuie să fie la 2 grade mai puțin. Trebuie să fie la 34. Ați înțeles? De aia avem testiculele în afară și nu avem înăuntru. E no joke. Pe cuvânt că nu glumesc. Nu vă așteptați la lecția asta spontană de biologie, nu? Da. Normal. Uite, și zice Romeo și bine, că chiar este un pericol. Dacă stai mult cu laptopul în brațe, îți fierbe ouțele și mor spermatozoizii. I'm melting. Și era un audible, era un audible pe Messenger, nu? Pe Yahoo Messenger? Da, da. Omul de zăpadă. Da. Care zicea, I'm melting for you, sau ce zicea? Da, era ceva de dragoste, că era la You're categoria so cute, aia cu... I'm melting. Era la aceeași categorie cu aia cu You type so slow. Da. I love it when you type so slowly. Aia era. Și preferatul nostru era... Salad, chili sauce, smack in the mouth. Și mie îmi plăcea și la în spaniolă cu Solo Chiria de Seartes. Feliz dia. Ce ai văzut? Eu nu-ți pot o mare industria scaunelor încălzite. Informații șoc asta seară pe Twitch. Doamnelor și domnilor, numai aici, la pe bune. Ne-am întors. A apărut această rețea de socializare Biril, da? Da, unde trebuie să ai, și-au băgat și TikTok cu chestia asta. Ai 3 minute să înregistrezi ceva fără să editezi, fără să faci nimic, cu ambele camere, față și spate. Că așa ești real. Da, că ești real, că n-ai filtre, că nu știu, asta e premisa de la Biril. Această Biril, această rețea de socializare. Doar că oamenii au luat-o un pic, evident, când lansezi o chestie, se găsesc oamenii să o strice cumva. Și acum se face chestia asta, îi roși pe oameni să-ți facă o poză, dar ei nu știu că ești în Biril și apar și ei în poză. Și sunt din ăștia puști care se duc la bătrâni sau la diversi oameni și le zic, fă-ne și nouă o poză, te rog, vreau, e verișorul meu din Germania, fă-și mie o poză. Și îi face poza, îi arată doar pe ea. Și aceste fetițe, care sunt destul de curajoase, respect pentru ele, au făcut asta. Respect. Bă, deci fetele astea sunt the OG. Ce n-am reușit noi să facem toată copilăria noastră. Oh my god. Bă, deci tu, eu nu-ți te uiți la niște chestii total împotriva evoluției tale. Da. Sau... Dar mă uit, tocmai de asta mă uit. Adică pentru mine sunt un escapism așa. Sunt o... Escapism? Un escapism, măsie. Mă evadez, nu mă gândesc la ale mele. Vă place? Molly, mulțumim. Hai cu 10 lucruri, lăsați prostiile. Da, pățesc asta des. Da. Seama, și mi-am dat seama, uite, dacă tot a zis asta, mi-am dat seama că cât de prost e creierul meu și cum nu poate să accepte niciodată un compliment și trebuie să-l analizeze pe toate părțile, pe toate părțile. Când vin oameni la mine și îmi zic, mi-ai făcut copilăria, inițial dau, inițial când mi-a zis prima oară cineva, asta bă, chiar m-am simțit emoționat și chiar m-am bucurat. Ce mișto, e da. Un compliment foarte marfă. Da. Dar după aia, dacă stai să-l analizezi cu o minte anxioasă, te gândești că acum sau după 10 lucruri n-ai mai făcut nimic care să-l impresioneze. Și practic pe omul ăla, deci practic i-a plăcut doar ce am făcut la început. După aia restul carierei mele a fost un căcat. Practic asta îți spune când îți spune mi-ai făcut copilăria, acum ești un căcat. Acum ești un căcat. Da. Da, eu mereu cu creierul meu zic, de ce nu poți să accepti un compliment? Omul ți-a zis un lucru așa frumos, mi-ai făcut copilăria, ce poți să fii mai frumos de atât? Nu există chestia asta, eu nu contează, nu trăiești pentru a le face oamenilor copilăria sau adolescența sau... Da, eu de asta trăiesc. De asta trăiești tu? Hai să spun niște muzică de lift atunci să-ți revii. Muzică de lift pentru Ionut și pentru voi toți. Super mișto dacă îl căutați pe ăsta, cred că e un DJ, un producător ceva, îl cheamă Ciancla.
Efectiv așa scrie KHANKLA. Ascultați-mi un pic. Bună seara, mă uit la noaptea târziu cu Badea și Oreste. Bun! Yes! Spune-ne, neamic, ce te enervează? Știi că numai asta întrebau tot timpul? Da. Și era gen... What grinds your gears? Era întrebarea lor de la care plecau cu toți invitații și mergea super bine. Am visat că... exact asta am visat azi noapte, că mi-a căzut din terasa din față. Și că a trecut Mircea Badea cu mașina pe lângă mine și a, într-un sens girator, și a făcut sensul de mai multe ori ca să-mi zică câte ceva, să facă mișto de mine de fiecare dată. Mamă. Și eram, deci exact asta am visat efectiv azi noapte. Bro, subconștientul nostru, subconștientul bro. Ceva. Botizan, părere nouă, melodie Sam Smith Unholy. A apărut? Eu am văzut doar alea de pe TikTok și sună bine, dar n-am auzit melodia întreagă. Eu am văzut, am crezut că trebuie să pune ceva de la Salam. Uite, pune Sam Smith Unholy dacă a apărut. Hai să punem Sam Smith Unholy și... Dumnezeu să ne ierte că suntem în post, nu suntem în post. Bă, mie îmi place mult Sam Smith în general, mi se pare... Da. Și mie, mi se pare un artist mișto. Foarte bun. Sam Smith, cum ar zice... Sam Smith... Pepe Cotimanis. Pare că Pițurca ar pronunța așa. Da. Da, am jucat în față cu Sam Smith. N-a vrut să marce... Yeah. O carte citită, un grătar pierdut. Da, știm. Da, știm. Am pierdut multe. Bă, eu de când mi-am luat Kindle, Kindle-ul mi-a schimbat viața. Ole, Kindle, nu? Kindle-ul și ața dentară. De când am descoperit Kindle și ața dentară... Uite, vom asculta de la început, că facem din aia. Reacționăm pentru prima oară în viața noastră la Sam Smith Unholy. Dumnezeu să ne ierte. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Să ne ridicăm acum și dansăm unul cu altul, poate. Foarte apropiat, așa, știi? Ce face Sam Smith din tine? E bine, bine de tot. If you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. Kim Petras. Kim Petrescu? E româncă? Kim Petras. Watch me bag it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want a baby, I know I got you covered. And when you need a baby, just jump under the covers. Care e? Hai să facem fața aia pe care o facem când e o melodie bună. Știi când o ascult la petrecere? Așa, de pe aia, acum atunci. Foarte bun, ați ascultat Sam Smith la orice radio din România. Hei, 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 cât e ceasul? Că nu văd până acolo. Da, bine tot. E 10:37. 10:37 de minute, cum vă este seara. Hei, hei, hei. Bă, bun. Le dăm play. Da, foarte bună piesa. Ce să fac? Uite, iar suntem noi pe... iar suntem live în același timp, că am vorbit și săptămâna trecută cu fetele care... Fire. A, de-aia nu se uită lumea la noi, că sunt fetele astea care fac ASMR. Și sunt fetele care fac ASMR și este aia cu microfonul, cu microfonul de poți să-l...
Să poți să-l iei în gură. Da, pe te zinănoși unui microfon de la și să fie cum e el pe două părți așa, să fie aici la mijloc între noi și să deci să pentru cine nu știe dintre o, da, dintre o parte. Am vorbit săptămâna trecută și o să și postăm bucata aia că a fost. Da, mai am ocazia să-l arăt o poză sau ceva ca să înțeleagă lumea. Da, ideea e că a evoluat foarte mult ASMR-ul, cum așa vă zic pe scurt. O cheamă White Spa cu doi da. Să caut măcar uite pe YouTube ca să n-arăt da, de pe. Sunt a evoluat un pic ASMR-ul și acum au apărut niște microfoane care au e microfonul și are pe deasupra o velitoare așa din silicon. Da. Pe care o, efectiv o poți săruta, o poți faci sunetelele. O poți da. Săruta. O poți săruta franțuzesc. Da, poți să pui gura pe ea. Și e în ambele părți așa. Și acum practic așa se întâmplă ASMR-ul, e acel microfon și o fată care face. Doamne, dar este dar de ce te uita la este super creepy. Este asta, super da. Creepy. Nu știu ce te uita la chestia asta. Da, după cum îi spuneam și lui Mincu la nuntă la Costel, e un fel de prelabă. Te uiți la asta și ți amintești: "A, asta trebuia să mai fac azi." Bine. Asta este fata, just da. Just be it. Stai, așa. Și uite, și ăla e microfonul. Ăla e microfonul. Stai să dau aici am eu. Oricum nu contează. Nu contează sunetul. Sau contează și sunetul de fapt, că de asta facem. Dă link să vedem. Auzi, știi ce facem? La 1000 de No. La 1000 de subscriberi. Uite-l, mă. Uite, mă. Dai să-l apropie pe Sam Smith. Auzi-o, auzi-o că se aude. Vedeți și bucățile alea albe? Uite, de-aia cu e încă cu minte acum. Nu le face calmea. Bucățile alea albe, dă-i mai în față. Se pot, sunt comestibile. Asta. Sunt comestibile? Sunt comestibile. Mai mănâncă un pic, da, ia. Acum ce face? Asta-i, ăsta-i, ăsta-i momentul nostru. Uite, uitați. Domnul Ionițu ia caseta. Puteți da caseta. Aoleu, parcă îmi suflă, parcă sunt în autobuz și îmi suflă în ceafă. Coborâs la prima? Coborâs la prima? Gata, oprește că mă parcă asta coșmarul, o să am coșmarul. O să las asta până când ne trimiteți un mesaj audio pe WhatsApp să ne spuneți ce faceți. Nu mă jur că nu opresc până nu văd un mesaj audio pe numărul ăsta. Exact, hai că are destul. Oribil. Da. Nu mai rezist eu. Ai văzut? Kungs, hai înapoi. Apropo, asta o să ascultăm tot anul. E melodia sezonului ăstuia. Mesaje vocale ASMR. Dați-ne mesaje vocale ASMR. Vă rog, o idee foarte bună. Porumbescovici, bravo. Da, hai cu mesaje vocale ASMR. Doresc. Și Groove 964 a zis: salut toți băieții care mă excită. Salut, cred că a văzut că e salut și eu. Salut toți băieții. Să punem pe băiatul ăla. Salut toate fetele de aici care mă excită. Da. Vă pup pe toate. L-am pus pe story, da, am uitat. L-ai pus tu, am uitat. Ce ai pus Adineau pe story? Vreau să ne uităm aici, că mai am o tură de TikTok-uri. Da, Farmacia Techno. Atât, simplu, scurt, la obiect. Cred că știu. Cred că știu despre ce vrei să vorbești. Da. Da, e plăcut. E plăcut, au și boabe la farmacie, e perfect. E grafica asta, e. Și merge pe muzică blană. Farmacie Uber! Mamă, cum te pușcă boaba aia acum. Frumos și cu sâmburte, da. Bun. Șarpilii învârtit pe cruce. Da, uite, asta e o chestie interesantă. Voi știați de unde vine, pune pauză. Voi știați de unde vine cuvântul ciubuc? De ce zicem noi ciubuc? Când îi dai cuiva o șpagă, un bacșiș, că e ciubuc? Ei, iată, ne spune această doamnă care are o pronunție, băi, extraordinară. O cheamă Cecilia Caragea. Cecilia Caragea. Doamna Cecilia. Are o pronunție extraordinară a cuvintelor. Ascultați cât de apăsate sunt și cât de împușcate așa sunt cuvintele. Da, îmi place foarte mult. Aș vedea, o să fac ASMR. Ciubuc, pe vremuri, ciubucul era un fel de pipă, o lulea. Ciubucarul era cel care făcea ciubuce. Ciubucciul era cel care se îngrijea de ciubucele boierului. Le curăța, le umplea cu tutun și așa mai departe. Boierul îl recompensa pe cel care avea grijă de ciubucele sale cu niște bănuți, un fel de mic bacșiș. Și de aici numele de ciubuc, un mic bacșiș. Ai văzut? Niște ciubuce. Ciubuci. Da, la ciubuci. Hear the sound of the ciubuci. Și mai există și ciubucifa.
Da, vedeți? V-am zis, ați văzut ce frumos pronunța Ciubuc? Ce frumos pronunța Ciubuc? Și hai, uite, zice bine Porumbescovici. Step up your game, Margareta Nistor. Română, auziți? Bun, fii atent, pauză. Aveți să-mi dați și mie doi. Pauză aici. Deci, știi acele filmulețe din Statele Unite cu unul care se duce la o persoană mai amărâtă și zice, hai să-mi dai și mie un dolar că trebuie să-mi iau bilet de autobuz. Da, și după aia îi dă o mașină. 500, da, nu-i dă o mașină, îi dă de obicei 500 de dolari. E bine, a încercat și cineva în România să facă asta, doar că e atât de stângat și e atât de greu. Nu e cringe, e neîndemânatic cumva totul. E un pic awkward, așa, hai să ne uităm un pic, că femeia asta n-aude, băi, este super, e o bucată de nu râdem de ei, dar e o bucată de viață, așa, de comedie involuntară, așa mi s-a părut mie, hai să vedem. Yeah. Română, auziți? Aveți să-mi dați și mie 2 lei să-mi iau o langoașă, vă rog? Aveți să-mi dați 2 lei? Aveți să-mi dați 2 lei să-mi iau o gogoașă, vă rog? Da, săracu, așa de sărac, de că n-ai 2 lei. Păi n-am. Puteți să-mi dați, vă rog? 3 lei îți dau. Wow. Vă mulțumesc mult. Ești sărat tare. Dar cum ați decis să mă ajutați? De ce mi-ați dat? Ce mă? De ce mi-ați dat? De ce ați decis să mă ajutați? Bine, du-te cu Domnul. Uitați, vreau să vă dau eu înapoi ăștia 3 lei și să vă dau eu 50 de lei. Pentru că m-ați ajutat. Nu mai văd, nu mai aud cu urechea asta. Nu mai știu, pe nimeni nu interesează de mine. Câți ani aveți? 80? Ce greu e că nu mai aud, da. Da, aici devine trist, dar partea aia în care nu s-au înțeles a fost funny. Aici devine trist și e foarte frumos ce a făcut, că a ajutat-o și a dat banii, asta tot respectul, dar prima aia discuție în care el n-aude și pe aia a venit să-i și... Ea n-aude și pe aia a venit să-i și zică, de ce m-ați ajutat? Ce? N-aud. Da, mă, da, bă. Deci părerea mea este stop doing this, adică nu mai face filmând. Mi se pare gen fă-o. Păi asta... Asta e o altă discuție. Du-te-și de 50 de lei, femei. Asta e o altă discuție, dar ăsta e genul ăsta de content. Na. Am luat-o ca atare. Dar mie mi s-a părut funny comparativ cu ăla din state unde se mai întâmplă, nu mai găsești și pe unul care a fost profesor universitar și acum sunt e pe super stradă. Povești din aia, și super povești și vorbe... cast făcut. Da, exact. Zici că e un film, ăla vine și își povestește viața și vorbește foarte frumos și aici. Ce? Ce? Da. Săracule. Ce? Doamne, păcat. Da, asta zic, nu, dacă te duci... Dacă te duci să faci o faptă bună, o faci. Nu o filmezi, corect. Știi? Da, eu știu, crede-mă. Eu știu. Știu că eu știu. Ionuț care umblă cu chestii în portbagaj de dat la animale. De-i că mai aveam din tura asta de TikTok-uri. Nu o să mai fie așa. Asta a fost la limită. Posibil să luăm, să fim martori la nașterea următoarei Popa Elena Luminița sau orice persoană faimoasă pe TikTok. Omul e fresh, de-abia e a scos, fresh, e da. Foarte, foarte fresh și e și profesionist. Nu știam că Dubfire face TikTok-uri, dacă știți pe DJ-ul Dubfire, așa arată. Pup toate fetele de pe aici care mă excită. Vă mulțumesc pentru replay-ul păsărelelor. Dude. Mă deranjează atât de tare că zice replay. Da. Foarte tare mă deranjează. Știi că sunt filmulețele alea când te apare, e un filmăț de genul ăsta și după aia e un câine cu o mască și e gen cum s-a simțit după ce a postat asta și e un câine cu o mască așa care e foarte dur. Da, așa, așa. Pup toate fetele de pe aici care mă excită. Pauză. Vă mulțumesc pentru replay-ul păsărelelor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fetele excită pe TikTok. Am aflat. Stai, nu. Dar chiar cum crezi că s-a simțit? Adică ce crezi că, dar ce crezi că se gândește el? Băi, oricum își face părul pentru a face postarea asta. Asta și nu contează, cu... dar nu contează. A dat Croația gol, să știți, dacă vă uitați la meciuri. Dacă vă interesează, da. Da. Eu cred că el s-a simțit bine, că el s-a și uitat la el după ce l-a postat. Te și uiți, pentru da. El... Dar vezi mersul ăsta? Adică gen, vii un pic spre cameră, vezi că e un pic pac, pac. E un pic NPC, așa, GTA. Ce scrie, omul e sex? Pentru replay, păsărelelor. Replay. Dar de ce ne vin? Ce tare, ne vin acolo mesajele? Nouă? Da, nouă. Lumea nu le vede, noi le vedem. Cum a fost asta? Wow, păi că ai pus overlay-ul ăsta, nu știu. Am pus acest overlay? Pup. Așa, da, pup toate fetele. Bun, asta a fost. Am mai dat și Țara Galilor un gol acum. Uitați-vă pe stream-ul nostru în care o să vă spunem fotbal minut cu minut. Da, este minutul 46 pe Goodison Park. Mergem în Wrexham să vedem Țara Galilor conduce.
Bună întrebare, câte duble a tras? Întreabă Romeo. Bună exact, dacă, dacă te stai duble. Te uiți acolo și zici, n-am zis frumos, nu. Mulțumesc n-am pentru replay. N-am zis replay bine. N-am pronunțat replay. Am zis reply prima oară. Și nu era corect. Poate nu, poate la început n-a pupat toate fetele. Pup, poate a zis, pup fetele de aici care mă excit. Da, nu, 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 sunt nu sunt destul de inclusiv. Trebuie să fie toate fetele care mă excită. Poate la început a zis doar pup toate fetele și a zis, nu merită toate să le pup. Să le pup doar parea care mă excită. A fost foarte natural. Exact, și mie mi s-a părut. Da, pare că asta ți-ar zice. Who needs young Sheldon when you have young Emil Gătinescu? Bă, e foarte frumos că faci în stream-ul ăsta pentru acești 11 oameni care sunt în momentul ăsta aici. A dat minunat. Jos mai eu să-l calce. Da, l-a călcat înainte. Da, exact. A dat și cu parfum. Dar l-a dat pentru tine, pentru încrederea ta. Că și eu mă mai dau cu parfum înainte să filmez chestii pe Instagram. Ce-o las eu, nu-s goluri și goale. Wow, goluri și goale. Goluri și goi. Facem noi goluri și goi. Cum ar fi... Mai vrei ceva? Da, mai erau. Hai. Mai era și ăla, dar nu știu dacă e și ăsta. Scanning for viruses. Nu știu dacă e același și ea de play. Acum, imediat, stați un pic. Bun, fiți atenți aici. Bă, fii atent. Bă, stai, vreau să fac o chestie. Vreau să te rog un lucru, să nu mai facem absolut, să nu mai facem comentarii legate de interlop la acest... stream. Aoleu! Aoleu! A deci, venit șurubel cu ăstea ale lui. Deci nu vreau să facem chestia asta. Nu poți să mai faci o glumă. Eu, tu ești Holtei, ești burlac, faci ce vrei cu viața ta. Eu sunt căsătorit, eu vreau am să am un copil la un moment dat, am o soție, sunt oameni care depind de mine. Eu nu pot să dispar așa pur și simplu dintr-o dată. Bă, nici nu, adică nu facem niciodată vreo din aia nasoală, adică o glumă țin și ei la glume. Nu, maxim gen putem să facem și să punem, dacă îmi facem să punem pe TikTok, suntem pro toți interlopii. Sau iubim de... gen, suntem super ok cu toți interlopii, să scriem acolo. Bă, jos. Nici nu cred că s-ar deranja. Interlop vă iubim. Să și punem gen inimioare interlopi. Și atunci putem să facem, dacă vrei. Dar în rest nu vreau să mai comentăm. Uite, și șurubel dictatorul, unde e libertatea de exprimare, zice Romeo Fantastic. Nu există, că vreau picioare. Și Cruz 964, să aveți o seară care vă excită. Îmi plac. La fel și ție. Îmi plac oasele mele așa cum sunt așezate acum. Bă, nu, și că nu sunt vreun curajos aproape, dar n-am zis nimic niciodată foarte rău. Am făcut și oricum n-am făcut la tine pe podcast, am făcut la Shelly în emisiune un pic. Și a fost o ușoară cu manta așa referință la un interlop. N-am zis nimic de el. Nu mă interesează ce faci în alte emisiuni. Bine. Unul la mână. Te apărăm noi ăștia 11. Da, trebuie să știi. Ăștia sunt acum cu noi și după aia uită, da? Nu mai sunt. Gen, hai că venim noi să ne... Deci ăsta următorul interlop, asta vrei să zici? Nu e interlop, mă, e Țancă Uraganul. E ok. Ideea este că este Țancă Uraganul în fața unui liceu și a făcut sunt și el, okay, s-a băgat la deschiderea școlii, a venit și el, ca George Simion, în fața unui liceu. Doar că, la un moment dat, devine political. Țancă Uraganul devine un pic political și... Vedeți voi ce se întâmplă, hai. Chiar îmi aduc aminte cu drag anii mei de școală. Și o să mai vin în mai multe școli din Ploiești, pentru că vreau să vă susțin. Ia uitați ce am aici. Și acum? Vreți să fiu director aici în școală? Da! Bună ziua! Bună ziua! Am să vă rog să închideți. Da, sigur, sigur. Videoclipul, mulțumesc frumos, voi la... Deci cum a zis că vrea să devine directorul școlii, a venit paznicul și a zis să închidă filmulețul. Da? Păi asta s-a întâmplat. Da, de-aia zici că a devenit politic. Mi-a plăcut foarte mult mesajul meu. Era dictatorul și rebel, pe dictatorul și rebel deranjează monarhul. Regele. Regele! Nu mai, a venit regele. E o coincidență, cred că paznicul oricum venea, era cumva pe drum. Dar a fost funny că fix după ce a zis vreți să fiu eu directorul vostru, a venit cenzura. Vă rog frumos să închideți filmul și să plecați acasă. Dumneavoastră sunteți domnul Țancă. Alo, familia Uraganu? Cu Țancă, vă rog. Sunteți domnul Uraganu? N-aveți voie aici. Mi s-a părut Dragnea la alegeri, varianta exact. Ploiești. Este acest trend, e o manea cu ochii, gura și cu nasul, seamănă lei cu tasul. Și pune lumea filmulețe cu oameni care seamănă între ei. Unele sunt previzibile, gen o gică cu Diego Costa. Costa, mă rog. Sau oameni care seamănă, sau oameni cu părinților. Dar ăsta este foarte bine făcut și nu știu cum la...
cine s-a gândit la asta, cine a văzut, cine a avut ochiul să vadă asta. Dar cine a avut ochiul să vadă asta? Da, e foarte frumos. Hai să-i dăm play. Ai schimbat din YouTube în ce-ai făcut? Da, mi-am dat seama. Ai dat și spoiler. Da, și cel mai mare spoiler. S-a mănăleit cu taxul, mă. Am și eu un băi. Da, hai să mai dăm o dată, că e frumos. Ochii, gura și cu nasul. S-a mănăleit cu taxul, mă. Am și eu un băi. Mai vrei? Sau da. ne oprim și mai facem? Nu, mai avem unul. Mai avem unul. Asta? Avem asta cu broaștele, un fun fact din natură, un fun fact din natură despre care, pe care probabil nu-l știați. Când o broască înghite mâncarea, practic o mestecă cu ochii. Ce, mă? Cu ochii își împinge mâncarea în gât, în gât să intre în stomac, folosind ochii. Și dacă face fata asta ceva nu cu face, ochii, jur, da, și după aia. Nu, e chiar că o broască. Ce broască frumoasă, totuși, da, objectively. Da, da. Adică dacă aș fi broască... Nu suntem mai să judecăm broaște, să dăm nu, note broaștelor. Nu, dar aș da acolo ce penaș frumos are. Da, nu e un penaș, nu poți să zici asta. Ai da acolo, asta e. Uite, uite, fii atent. Ai văzut? Oh my god. Uite, vezi? Își bagă ochii. Și împinge mâncarea cu ochii. Nu, mă, doar ține ochii închiși când închide. Nu, nu e mă poate că... să înghită cu ochii deschiși. Tu poți să înghiți cu ochii deschiși? Am clipit? De asta nu înghit. Oribil. Oribil. Da, oribil, și cam asta a fost TikTok dump-ul de astăzi. TikTok dump, everybody. Bă, 12 oameni care au stat aici cu noi și Peak unul... comedy. Mă bucur, mulțumesc foarte mult. Peak comedy, Ionuț, da. Peak comedy. Nu mai e, e deja 11. E și târziu. Hai să mergem și mai facem data viitoare, că de-aia ne întoarcem. Dacă reușim să salvăm ceva din toate prostiile pe care le-am zis astăzi, o să urcăm înregistrarea pe YouTube. Da. Mai avem și o altă înregistrare pe care am făcut-o săptămâna trecută și sunt niște chestii acolo vorbite tot la fel prost, dar da. Simpatic. Da. Într-un fel. Și vă mulțumim pentru atenție. Da. Vă lăsăm cu o melodie. Așa mă trăim ca în filme. Hai mă să încheiem cu aia. Da, hai, de. Mi-e scuzați, hai să încheiem cu... Și videoclipul. Hai să încheiem cu Adrian, că n-are niciun sens să facem altfel. Știi când am dat asta la... La ce am dat? La radio, nu? Nu, eu am dat-o la... Când am rămas singur, o dat la emisiunea Extravaganța. Da? Am dat-o și am fost certat. Adică era... Băi, eu eram singur, eu mă distram. Eu m-am distrat, oamenii s-au distrat. Nu-mi pare rău deloc, aia e. Certați-vă cât vreți. Uite-l, uite-l, măi, băi, e prea frumoasă, bă, era... melodia asta. Și are și 5 minute. Mi-a făcut copilăria. Dacă ne întâlnim vreodată pe domnul Adrian Ienache, să știe că ne-a făcut copilăria. Sunteți gata să uite, vedeți? Uite, melodia asta mă excită, hai, dă-i. Hai. Pup la toate fetele și la toți băieții care ne excită. Care era? Nu știu. Care era? Asta este. Și să aveți o seară frumoasă. Adrian Ienache, trăim ca în filme. Pentru cine nu știe melodia, s-a ascultat și mesajul, că este un puternic mesaj social. No joke, chiar e ahead of its time. De la asta la Catena e drum lung. Are și el. Are râsul ăla din Thriller. Se întâmplă în lume un fapt mai ciudat sau unul banal. Se nasc copii, dar prea des se moare pe un pat trist de spital. Se îngroașă gluma acum pe planetă. Când ești sărac, o duci tot mai greu. Nu poți spera deloc în mai bine, căci astăzi dolarul e zeu. Mersul ăla. Vezi cum revin lucrurile? Astăzi dolarul e zeu. Da, mă, de câți ani n-a mai fost dolarul peste euro și a revenit acum de câteva săptămâni? Deci la câți ani e ciclul ăsta? Crezi că sunt 20 de ani de când s-a întâmplat asta? Cred, asta? Că,
E din 80, pare după haine, pare că sunt anii 80. Anii 80? Și după păr. Pe da, da, anii 80 în alte țări au venit la noi în anii 90. Deci... Ce fac? Ce se întâmplă dacă ratezi mișcarea aia? Că gen, a ținut minte, pam, pam, și apoi și-a adus aminte. Da, vin snare-urile, hai. Stai că vin snare-urile, fii atent. Pam, și acum, vezi, Adriane! Cornel Fugaru a scris filme. Și Mirela, Mirela Fugaru. Fugaru. Filme, mai schimb scenariul și un decor. Da, 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 filme. Trăim ca filme. Și toți visăm un rol principal. Principal. Filme. Backing vocals. Bă, frumos, îți dai seama ce ai dat pentru vremea aia? Vorbește numai de pace, dar războiul este un toi. Reci și președinți de state, joacă șac și pion suntem noi. Da, acum noi glumim, glumim, dar ai vrea să ai părul ăsta. Asta clar, nu știu că era nevoie de o asemenea săgeată cam pe final de stream, dar da. Nu, da, și uite-te și hainele, uite-te și hainele, că acum a revenit stilul ăsta de puțin timp și e super actual. Vrei și mișcările. Auzi? Vrei să facem un fel de anti-roast la chestii și tot timpul să-l lăudăm? Deci, totuși, ai nevoie de foarte multă elasticitate în picioare, da, ca să faci mișcările. Da, dar nu, că nu iese, că pare ironic, pare sarcastic. Nu e, e, pare că da, bagi joc de el, chiar dar dacă vorbești serios. Chiar vorbești serios. O melodie din asta a valorat 5 luni de mușcărie. Și saxofonul normal. Da, e mișcarea zombie. Mișcarea din Thriller, da. Te seama că asta vei ca referințe. În oricare clipă câte stele mai ar sau se sting. Se lansează rachete în cosmos, dar se mai moare de foame și fric. Și zic că sunt eu ăla, ha? De cântam imnul liceului. Ne lăsăm conduse cu copii de un regizor universal. Din ce e asta? Din Dallas! Din Dallas, măr! De o regizor universal! Filme, trăim ca-n filme. Da, microfonul era wireless. Văd că zice botizan, dar pe vremea aia nu puteau să fie complet wireless, vedeți? Era... Mai rămânea un pic așa, rămânea prepuțul microfonului jos acolo, mă rog, nu e prepuț, e postpuțul, că e jos. Dar vezi, mai rămânea un pic de fir. Da, 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 e o coadă. Nu se putea face 100% wireless pe vremea aia, nu se inventase încă tehnologia. Wireless. Era 80% wireless. Deci chiar un microfon cu antenă. Și dacă nu se auzea bine, mișcai, mutai de antena aia. Stai, domne. De antena antiradar. Și râsul ăsta frumos. Așa să vă fie viața, ca așa, într-un filme. Valoare de 80.000 de lei. Așa și câștigă. Asta era premiu. El a câștigat. El a câștigat marele premiu. Bun. Pup la toți câștigătorii care ne excită să aveți o da. Seară bună. Vă mulțumim tuturor mulțumim. Oamenilor de pe stream că care ne excită. Pa, pa. Ceau, seară bună. Filme. Trăim campi.